Dacă sunteți de acord să facem o rugăciune, nu? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvântează. Pentru cruciunea tuturor sfinților, Părinte, miluiește pe noi păcătoși. Amin. Amin. Este mare bucuria să văd atâtea fețe aici reunite sub numele Mariei Brâncoveanu, care ne cheamă astăzi aici să o sărbătorim. Sunt Alexandra Butaru, președinta Asociației de Art Development din Dâmbovița și de câțiva ani în slujba familiei Brâncoveanu. În Dâmbovița, acolo unde se găsește sediul asociației noastre, se găsește și una dintre primele și cele mai importante ctitorii brâncovenești, Palatul de la Potloci și Biserica Domnească, ctitorită încă de pe vremea când domnitorul Constantin Brâncoveanu era spătar, în 1683. Deci, nu este o mirare că în 2014, când urma să se declare anul Brâncoveanu, noi la Potloci, chiar cu un an înainte, am declarat anul Brâncoveanu 2014, Potloci 2014. Am fost cumva așa un pas înainte. În vremea aceea, ca printr-o minune, am început conferințele anuale, din ciclul cărora face parte și conferința pe care am avut-o anul acesta cu subiectul Maria Brâncoveanu. Conferința s-a desfășurat ieri. De aceea, cred că oboseala și epuizarea, își spun cuvântul, și sunt într-o stare fizică care nu prea bună. Deci, exact în ziua când s-a terminat conferința, a început renovarea palatului. Conferința aceea era dedicată celor 300 de ani de la martiriu Sfântului Sfinților Brâncoveni și după aceea, în 2015, ca o minune, după 11 luni, cu o lucrare foarte mare, palatul a fost finalizat. În anii următori, ne-am păstrat promisiunea și obișnuința de a-i aminti pe brâncoveni și de a le închina activități care să fie din ce în ce mai cunoscute și mai relevante. În 2016 l-am amintit în contextul acesta al moștenirii culturale ale epocii brâncovenești pe Mitropolitul Antim Ivireanu. În anul 2017 am vorbit despre mărturiile multietnicității pe drumul Sudului, iar în 2018 despre scrierile brâncovenești. Un rod al colaborării noastre cu Arhivele Naționale sunt aceste două volume de documente în care scrierile brâncovenești de cancelarie sunt traduse, e mult spus, pentru că ele sunt în limba română cu caracter chirilic, dar sunt atunci îmi voi cere permisiunea să stau jos.
Chiar mă simt foarte slăbită. Deci, cu colaborarea Arhivelor Naționale începută din 2014 și continuată în anii următori, am reușit ca cele mai frumoase documente brâncovenești aflate în Arhiva Brâncovenească să le transcriem. Specialiști de la Arhivele Naționale s-au ocupat de astea și le-au transcris și au devenit pe înțelesul tuturor. Așa că pentru cine și-a dorit să audă limba română care se vorbea acum 300 de ani, aceasta este posibil prin această lucrare. Au continuat activitățile noastre în slujba Brâncoveanului prin nenumărate expoziții și întâlniri și la un moment dat, cred că pe acest filon l-am cunoscut și pe domnul Bouroș, am cunoscut Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni și am avut așa o mare surpriză ca să o găsim aici la malul mării, un pod, așa, un pod de simțire, aceleași preocupări, cumva. Anul acesta ne doream de mult să închinăm una dintre activitățile noastre doamnei Maria Brâncoveanu. Și am observat că anul acesta se împlinesc 360 de ani de la nașterea doamnei Maria. Nu se cunoaște exact data la care aceasta s-a născut, dar am hotărât ca activitățile noastre la palat, care au constat într-o expoziție fotodocumentară și o expoziție de artă, să se desfășoare în preajma zilei de 15 august, când se sărbătorește, se sfârșește adormirea Maicii Domnului și este posibil ca data de naștere a doamnei Maria Brâncoveanu să fi fost în preajma acestei zile, de unde și numele dumneei, în măsura în care pe mama Mariei Brâncoveanu o chema Ilina și nu moștenește, deci, numele mamei. Și tot atunci, pe 16 august, așa cum știți, sărbătoriți Sfinții Martiri Brâncoveni. Sfinții Martiri Brâncoveni, din care poate că această figură emblematică a femeilor din Evul Mediu, din Evul Mediu târziu, de la prenașterea românească, figura doamnei Maria Brâncoveanu lipsește. Mă bucur, uite, am în față o icoană mare a Brâncovenilor, în care este și doamna Maria Brâncoveanu, nu văd dacă are aureolă, ea nu a fost declarată ca sfântă, dar cu siguranță suferința ei și viața ei închinată credinței și suferința ei alături de familie și faptele ei, susținând domnitorul în ctitoriile pe care le-a realizat și ctitorind la rândul ei lăcașuri de binecuvântare, cu siguranță și doamna Maria și-ar găsi loc în Marele Sobor al Sfinților. Expoziția pe care am adus-o astăzi urmărește chipurile Mariei Brâncoveanu. Ieri, în calitatea mea de istoric de artă, am prezentat chipurile Mariei Brâncoveanu în tablouri votive, pentru că sunt singurele mărturii ale trecerii ei prin lume. Nu avem picturi de șevalet ale Mariei Brâncoveanu, numai aceste picturi votive, pe care pe unele cred că le cunoașteți și pe altele cred că le cunoașteți mai puțin. Am să dau cuvântul panelului de vorbitori și poate la final vom reveni asupra portretelor. Eu am să vă atrag atenția numai asupra unui singur portret, care este aici
poate cel mai aproape de tema întâlnirii noastre de astăzi, de tema conferinței, de suferință. Și vreau să observați portretul Doamnei Maria de la schitul Sfântul Ștefan, din cadrul ansamblului de la Hurezi, în care Maria poartă acea năframă și este îndurerată. Este un portret care a fost realizat în 1703 și parcă prevestește sfârșitul tragic al brâncovenilor, purtând marama, și este unul dintre puținele portrete votive în care ea este înfățișată singură, purtând acea năframă. Este pe un perete singură, lângă ea sunt părinții ei, Neagu și Ilina, și de partea cealaltă a ușii este înfățișat domnitorul împreună cu fiul Ștefan, care a înălțat schitul Sfântul Ștefan din acest ansamblu. Deci dau cuvântul domnului părintelui Ștefan Mindea pentru continuarea conferinței. Îmi cer încă o dată scuze și sper că vă voi mai vorbi în seara aceasta. Mulțumim! Bună seara! Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, v-ați făcut timp ca să participați la această conferință și să-i mulțumesc domnului Marcel și toți care au organizat conferința aceasta pentru invitația ca să spun și un cuvânt. Subiectul de astăzi, suferința, este una în care, de-a lungul carierei mele în calitate de medic, nu ai cum să nu te ciocnești de ea într-un fel sau altul. Este foarte unicat, este felul cum fiecare pacient vede suferința și boala sa. Aici și mai mult, putem să am avut ocazia să observ și anumite diferențe și legate de cultură cu pacienții în Statele Unite, nu doar americani. Am tratat pacienți foarte mulți care veneau din China, din California, indieni, europeni. Și în contextul acesta aș vrea să împărtășesc anumite concluzii sau, mai corect spus, observații în ce am observat eu. Să știți că nu în orice cultură se împărtășește gândul cum îl avem noi, toți care faceți parte astăzi, că Dumnezeu știm că poate să vindece orice boală, sufletească cât și trupească. Asta cred că este ceva, pe de o parte, unic la noi ortodoxi și cu siguranță și în alte religii, dar este un principiu de bază la noi. Adică nu cred că poți să fii creștin ortodox și să crezi că Dumnezeu nu are cum să vindece orice boală, și subliniez, orice boală sufletească sau trupească. Și atunci, de ce anume există așa de multă suferință în lumea aceasta, mai ales când noi credem în bunătatea Bunului Dumnezeu? Și m-am lovit cu întrebarea aceasta de la foarte mulți pacienți. Am încercat și eu, într-o măsură sau alta, și în calitate de preot, dar și medic, ca să încerc să ajung la o rezolvare, cel puțin în mintele meu, în mintea mea, cu totul că îmi dau seama că sunt anumite lucruri care vor rămâne într-o măsură ca și o taină, adică nu avem cum să dezvăluim toate lucrurile care sunt lăsate de Dumnezeu. Spre deosebire, mulți care sunt în domeniul științific, și vă spun că împărtășesc un gând personal, sunt ușor revoltat cu oameni de știință sau chiar și medici care au impresia aceasta falsă sau de grandomanie că
omul și știința și universitatea și așa mai departe poate să dezvăluie orice taină. Asta este pentru mine, de multe ori m-am gândit, oare eu sunt nebun sau ei? Dar unii din noi 100% suntem nebuni dacă avem acest gând. Și atunci, pentru cel puțin pentru mine, am considerat că am observat că pacienții care au o boală sufletească, poate că uneori nici nu caută să-și pună diagnosticul cu aceeași energie care o caută când este o boală trupească, o suferință, o durere. Atunci am văzut pacienți care vin din toată țara, fac toate eforturile posibile și uneori mai străcor când este potrivit o întrebare. V-ați povedit, vă împărtășiți? A, nu, părinte, dar nu, eu sunt credincios în felul meu și așa. Și atunci nu prea insist, că nu e nici mediul în care să insist că pacientul vine la o consultație. Și mi-am dat seama că Dumnezeu, dacă ar lăsa după noi, am lăsat foarte multe boli sufletești nediagnosticate, netratate și ne-am pune propria noastră mântuire în risc. Pentru că nu ai cum să te mântuiești când rămâi plin de patimă. Asta este scopul vieții, ca să te cureți de patimile care le-ai acumulat după Sfântul Botez. Și atunci putem să ne gândim că boala trupească este lăsată sau îngăduită într-un fel ca de fapt să ne atragă atenția la boala sufletească, care este mult mai importantă și relevantă pentru mântuirea noastră. Pentru că, încă o dată, nu vreau să dau exemple absurde, dar dacă cineva rămâne cu o coxartroză care nu este tratată sau rămâne cu dureri, nu o să pună în risc mântuirea persoanei respective. Însă, dacă cineva rămâne cu o anumită patimă, ar fi posibil ca să fie la costul mântuirii. Și atunci, boala în contextul acesta și suferința și durerea îl slăbește pe om. Când îl slăbește și când încheie ușor programul ocupat, cum avem fiecare, omul începe să se gândească puțin mai mult la Dumnezeu decât ar avea timp să facă în condiții, să zic, obișnuite. Este slăbit fizic, nu are aceeași vlagă, aceeași energie și eu consider că este o frumusețe extraordinară cum le-a așezat Dumnezeu pe toate, pentru că vă dați seama cum ar fi dacă ar fi invers, dacă omul la o suferință trupească ar primi numai putere și mai multă energie și mai multă forță de la Dumnezeu, cred că, sincer, nu ar ajunge să dobândească darurile suferinței. Și aici intru în următoarea etapă. Care este sensul sau ce dobândește cineva printr-o suferință corectă? Și voi preciza în părerea mea ce consider să fie și nu părerea mea, că de fapt tot ce vă spun eu se regăsește în Sfinții Părinți, nu sunt idei originale deloc. Ce daruri primește cineva printr-o suferință sinceră? Și dacă stați să vă gândiți, fiecare pacient sau cel care suferă poate să dobândească în primul rând o credință. Pentru că oricât de bolnav ar fi cineva, chiar și în ultimul stadiu, pacientul acela are încredere că este o șansă, se luptă. Chiar de foarte multe ori întreabă, domnul doctor, am șanse, nu? Și dacă unul într-o sută, dar am șanse, da, aveți. Deci ajută cu credința, ajută în primul, al doilea rând, cu pocăința, da? Cu rugăciunea și cu smerenia. Toate lucrurile acestea se pot dobândi prin boală. Dar din toate acestea lucruri, consider că pocăința este într-adevăr pasul esențial pentru toată cascada aceea de a avea o suferință folositoare. Și la ce mă refer? Când un pacient într-adevăr se pocăiește cu adevărat,
nu doar conștientizează păcatul în mod abstract. Adică am furat ceva, nu este bine ce am făcut. Nu asta. Nu păcatul acela izolat contează, ci pocăința adevărată, când fiecare dintre noastre, poate că ați avut ocazia aceasta, este o pocăință care, și spun Sfinții Părinți și cu siguranță am trăit-o, este o pocăință îndeplină, încât omul simte prin darurile lacrimilor o profundă mâhnire, mai mult decât o mâhnire personală, ci o mâhnire adevărată, trăitoare, că a supărat pe Bunul Dumnezeu. Dacă ați avut cineva foarte drag, un părinte, cineva, o autoritate, un model, dacă vreodată acest model v-a reproșat foarte fin un lucru care poate că ați săvârșit și l-a deranjat, să știți că supărarea aceea care este demonstrată are un efect profund dacă într-adevăr iubești pe persoana respectivă. Dacă nu ai dragostea aceasta, treci ușor peste ea. Dar un om care caută o pocăință și are o pocăință adevărată, trăiește starea aceea de durere pentru păcatele săvârșite. Și starea aceea, da, face ca omul să ceară iertare în mod sincer pentru ceea ce face. Și mai mult decât acere iertare, creează un dezgust așa de mare și autentic, încât dorește cu toată putința să renunțe la păcat. Aici este, aș vrea să subliniez ceva. Foarte greu, de multe ori ajungem în situația încât să fim așa de dezgustați, încât să făgăduim că nu mai vrem să săvârșim anumite lucruri. De foarte multe ori noi suntem cei mai toleranți cu noi. Adică vreau să reduc, n-aș vrea să fac așa de des, sau cum sunt pacienții când vorbesc cu ei, că le spun trebuie să vă lăsați de fumat, că dacă nu ajungeți la reoperații. Gata, am înțeles, domnul doctor, le reduc. Ce am zis eu și ce am înțeles ei. Și așa este de fapt și cu fiecare din noi. Glumeam puțin, dar fac lucrul acesta și eu și cred că foarte mulți poate vă regăsiți în acest lucru, nu știu. Și atunci, prin o cerere de iertare adevărată, omul se apropie de Dumnezeu. Și când se apropie în mod adevărat de Dumnezeu, într-adevăr, simte o mânghiere foarte puternică. Simte, într-adevăr, o schimbare în viața sa, un ajutor, o schimbare în cum vede lumea, cum pune problema, cum se gândește. Și lucrul acesta ajută pentru o lepădare de patimă. Okay? Fără lucrul acesta trăim lucruri superficiale care nu sunt adevărate și nu vreau să supăr pe nimeni, dar poți să spui cât de mult vrei că iubești pe Dumnezeu, poți să-L cinstești cu buzele, cu gura, cu cântecul, cu tot ce dorești tu, mergi la biserică, aprinzi 100 de lumânări, dar fără fapta trăitoare este o iubire falsă, exact cum ar fi la un soț care spune foarte mult că își iubește soția și își iubește copiii, dar mereu să află că nu este acasă când poate să fie. Da? Nu mă refer la situații în care se luptă pentru existență, să pună pâine pe masă. Vorbesc când are ocazia aceea, se află în alt loc și atunci poate să fie sincer, oare afirmația aceasta de dragoste? Nu. Și știm lucrul acesta. Și este dureros pentru cei care poate că au avut experiența aceasta în viața lor. Și de aceea este foarte important ca suferința noastră să fie una lucrătoare, una adevărată, care aduce aceste roade spre a ne apropia de Bunul Dumnezeu, spre lăpădarea de păcat și spre mântuirea noastră, la urmă urmei. Pentru că absolut tot ce v-am spus eu legat de suferință nu se poate desprinde deloc de mântuire. Ok? Asta este esențial. Acum,
Cred că am depășit limita mea, dar vreau să fac două precizări. Există oare ca o suferință fără de folos? Da. O suferință în care omul devine mai rău. Am văzut și lucrul acesta. Oameni prin boala lor care au devenit mai rău. Și e foarte trist să vezi lucrul acesta, mai ales ca și medic. Pentru că îți dai seama cât de puțin poți să faci din punct de vedere medical și frustrarea mea înainte de preoție și acum, să nu înțelegeți greșit, era faptul că mă simțeam că nu puteam nici să ating anumite subiecte duhovnicești, adică nu aveam calitatea în care să îndrăznesc să intru în asemenea lucruri și pe patul de moarte, care de foarte multe ori, cel puțin pentru mine, m-a pus pe gânduri. Oare medicina care eu profesez chiar ajută? Deci are un rost? Are un scop sau nu? A doua variantă este o suferință care omul și-o produce prin mâna lui și nici de cum nu are un rost duhovnicesc. Și aici, în ziua de astăzi, cred că este important ca să îmbin și subiectul acesta cu ce se întâmplă în jurul nostru. Noi acum, în foarte scurt timp, dacă stați să vă gândiți, în o perioadă de 2 ani, viața noastră și prisma noastră s-a schimbat în mod radical. Desigur, s-a schimbat cum nu puteam să ne închipuim că se va schimba, să nu mai zic, într-o perioadă așa de scurtă. Frica de moarte acum este la fiecare colț, în fiecare ziar și pe fiecare canal. Însă, în lumea aceasta seculară în care trăim, nimeni nu menționează frica de a muri departe de Dumnezeu. Nimeni nu menționează frica de a muri despărțit de tainele bisericii, despărțit de dragostea adevărată pentru Mântuitorul nostru. Nimeni nu menționează, măi, o să mor și nu o să te mântui. Nu mai este timp suficient pentru pocăință. Nimeni nu scoate în evidență lucrurile acestea, ci se gândește la viața aceasta ca fiind ceva, numai să trăiesc indiferent de condiția în care trăiesc. Și prin lucrul acesta, mulți din noi deja am murit. Am murit fără să ne dăm seama. Am murit de frică, am murit prin faptul că ne-am lepădat de Hristos prin neputința noastră. Și nu este nicio problemă să avem neputință, toți avem. Dar trebuie să o conștientizăm ca oameni maturi și să ne rugăm în mod specific că numai prin mila Dumnezeu și harul Duhului Sfânt putem să depășim orice frică sau orice teamă sau orice neputință. Și suferința creată din lipsa de ascultare. Lipsa de ascultare de cine? Eu ascult de autorități. Nu de autorități. Autoritățile nu sunt mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Ei poate că au impresia că sunt. Și eu vă spun că am trăit într-o lume academică la universitate, încât am văzut cu ochii mei medicii care se confundau cu Dumnezeu. Unii care nu dădeau 2 bani să vorbească cu tine, că era câștigat premiul Nobel, adică era Nobel Laureate. Se știa lucrul acesta și se trecea cu vederea. Dar erau alții care erau extraordinari, au inventat tot felul de tehnici, aparatură, medicamente, care erau foarte smeriți și nici nu cunoașteau nimic despre ortodoxia. Și atunci autoritatea noastră este Scriptura. Autoritatea noastră ar trebui să fie un duhovnic care răspunde în mod responsabil de oile sale, nu de orice teamă personală sau gând personal. El trebuie să păstoreze în mod corect. Noi trebuie să înțelegem că, da, vor fi oameni care vor muri și de coronavirus, cât și de diabet, de infarct, de foarte multe afecțiuni. Și nu este un lucru duhovnicesc sau sănătos o teamă exagerată de moarte, cu toate că vreau să vă spun, ca și medic, nu am întâlnit un singur pacient
unul singur pe patul de moarte care să nu se intereseze dacă moare mâine. Fiecare om și-a dorit măcar încă o zi, domnul doctor. Puteți dați-mi încă un tratament, alt medicament, consultați pe altcineva. Și asta vreau să vă spun, acum o să închei cu o părere personală. Noi nu avem timpul necesar, poate că într-o altă conferință, să dezbatem știința în ce privește boala aceasta. Asta este, sincer să vă spun, nici eu, nici mulțați, eu cred că sunt probabil 5-10 oameni în toată lumea aceasta care chiar au cum să știe exact ce este în vaccin și ce consecințe pot fi în viitor. Restul și domeniul medical și oameni de știință pot doar să extrapoleze anumite concluzii, dar nu au cum să știe. Știința a ajuns la așa un nivel de înalt încât, într-adevăr, sunt anumite lucruri încât o mână de oameni și numeri pe o mână înțeleg, într-adevăr, aspectul acela de știință. Dar noi trebuie să fim prezenți și să ne dăm seama când drepturile noastre dispar. Este perfect ok ca cineva să vă recomande un tratament. Și guvernul poate să recomande să vă vaccinați toți. Foarte bine. Eu personal vreau să vă spun, nu sunt împotriva vaccinului. Eu personal nu cred în eficiența vaccinului, dar vreau ca statul român să pună la dispoziție vaccinul pentru fiecare persoană care vrea să se vaccineze. Eu nu pot să închipui cum unor oameni îndrăznesc să forțeze decizii medicale și personale pentru alții. De unde până unde am ajuns ca cineva, orice autoritate, orice medic, să forțeze un act medical? Tu trebuie să te operezi, tu trebuie să te vaccinezi. E absurd. Trebuie să vă puneți un mare semn de întrebare când nu mai este o recomandare, ci ceva impus. Atunci trecem la linia de un fel de authoritarianism, autoritarianism sau un totalitarism, încât nu mai îți respectă voința ta, dreptul tău de a alege. Îți dictează exact cum ai fi o persoană lipsit de rațiune, lipsit de har, lipsit de abilitatea de a lua o decizie personală în ce privește viața ta. Este foarte aiurea într-o societate deschisă și mă surprinde când stau de vorbă cu oameni în toată pătura societății, dar mai mult vreau să vă spun, cu cât mai multe diplome sunt pe perete la cineva, cu atât mai mult mă aflu că nu am nimic în comun cu ei. Nu pot să-i înțeleg. Mulțumim, Părinte lui. Părinte doctor de două ori, nu? Doctor de trup și doctor de suflet. Dragii mei, eu am venit de la un drum lung gândindu-mă că Părintele doctor va participa la o manifestație care va avea loc la ora 6. Și mi-a spus că o să spună un cuvânt, dar dincolo de cuvânt vrea să și facă ceva. Și eu am făcut un drum lung gândindu-mă că poate nu va fi timp pentru prezența dumnealui aici, va merge direct la această demonstrație, la această manifestație și atunci cumva unul vorbește și unul face. M-am gândit că eu să vorbesc și Părintele doctor să facă ceva. M-am gândit că împărțim, iată că a putut să și fie prezent și o să meargă și acolo, după cum ar trebui să facem și noi. Mă bucur că a gândit și o secțiune, să spunem așa, legată de situația pe care o traversăm cu toți, o situație cu totul și cu totul
deosebită pe care lumea, civilizația umană n-a mai întâlnit-o. Eu sunt rușinat aici față de, în primul rând, față de doamna doctor Galina Răduleanu, să vorbesc, sunt rușinat să vorbesc despre suferință. De asemenea, și față de părintele doctor, îmi este foarte greu să exprim ceva despre suferință față de, în raport de cât a văzut dumnealui. Dar poate că fiecare dintre noi a trecut într-un fel sau altul printr-o suferință și așa cum la virtute, dacă paharul tău, oricât ar fi de mic, este plin, tot așa și la durere, paharul tău, oricât ar fi de mic, sau durerea ta, oricât ar fi de mică, este durerea ta și dacă paharul tău e plin, este mai mult decât orice pahar, mai mult decât orice vas. Așa funcționează în zona duhovnicească. Atunci vă voi spune câte ceva, așa cum am înțeles, despre suferință, despre, nu despre suferința Mântuitorului, pentru că pe aceasta nu putem înțelege, deși o să o includ în cuvânt, ci despre suferința Maicii Domnului, pe care adesea o uităm în această mare suferință pe care a trăit-o Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Adesea trecem însă și cu vederea suferința Mântuitorului, pentru că suntem cumva contaminați de cuvântul lui Arie sau de erezia lui Arie și nu mai știm exact cine este Hristos, este Dumnezeu, este om, este un hibrid, nu știm foarte exact cine este, pentru că, bineînțeles, nu ne-a descoperit Duhul în inima noastră cine este. Și atunci, neștiind exact cine este Hristos, putem însă să știm foarte bine și foarte clar că Maica Domnului este întru totul de o ființă cu noi. Asemenea și Hristos este întru totul de o ființă cu noi după firea sa omenească, afară de păcat. Și totuși, Hristos, cel care este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, este a doua persoană a Preasfintei Treimi, s-a născut din Fecioara ca om și totuși a luat, nefiind atins de păcat, totuși a luat ceva, a luat o boală foarte grea, care se numește moarte. Ei bine, faptul acesta ne arată că nu numai a venit să pătimească, nu numai că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de o cară, a trecut prin toate suferințele acelea, dar a luat și moartea conștient în acest trup, a și murit și în trupul acesta a biruit moartea și nu pentru el, nu pentru vreo exhibiție, să spunem, ci pentru noi. Acum, dacă îmi îngăduiți o călătorie foarte scurtă până în Egipt, cu Maica Domnului, cu dreptul Iosif și cu pruncușorul care era căutat de Irod, adică de Iisus Hristos născut, care era urmărit de milițiile templului și de soldații lui Irod, care a fost nevoit să fugă în Egipt. Este o întâmplare în Evanghelia Apocrifa lui Nicodim, care vorbește despre faptul că pe când se aflau în pustie cu caravana să ajungă în Egipt de frica lui Irod, să spunem așa, și aici vom vorbi și despre suferința aceea căutată de provocarea. Iată, zice Hristos, dacă te prigonește cineva într-o cetate, fugi în cealaltă. Iată că și Mântuitorul de atâtea ori a trecut dintr-o cetate în alta, nu a provocat astfel încât să-și poată face lucrarea până la sfârșit. Închid paranteza. Deci ne aflăm undeva în pustiu și o ceată de tâlhari, o bandă de tâlhari
atacă Sfânta Familie. Cum se întâmplă asta, spune această scriere și tradiția, câțiva tâlhari au atacat familia și unul dintre ei, văzând frumusețea Maicii Domnului și a pruncului, l-a plătit pe celălalt numai ca să-i lase să trece. I-a dat 40 de drahme, iar acela n-a fost mulțumit, i-a cerut și chimirul. Se încheie acest moment, ajung în Egipt și toate celelalte până începe lucrarea publică. Ei bine, dragii mei, ne aflăm acum după 33 de ani sau după 30 de ani la piciorul crucii și mai degrabă ne aflăm în grădina Ghețimanii. Dincolo de faptul că au participat la o cină de despărțire, acolo unde se instituie taina aceasta Euharistie, în care auziți de fiecare dată, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți. Dincolo de acest moment și de faptul că Iuda a trădat, avem un moment excepțional al arestării Domnului Iisus Hristos, când toți au fugit. Dar înainte de aceasta avem un moment al rugăciunii. Exegeții biblici spun că Mântuitorul s-a speriat de moarte ca om, dorind să îngroașe tușa aceasta a faptului că are fire omenească și că a cerut de la Tatăl ca paharul acesta, dacă este cu putință, să nu-l bea. Și de asemenea, de două ori cere aceasta, de asemenea, aflăm că plânge cu lacrimi de sânge, tot din această frică de moarte și din întristarea aceasta, întristat este sufletul meu până la moarte, spune Mântuitorul Iisus Hristos, și se referă, cum spuneam, cei care tâlcuiesc acest cuvânt, că ar fi vorba de o frică de moarte. Lucru care este foarte departe de adevăr, pentru că, deși om desăvârșit, Mântuitorul Iisus Hristos cerea ca paharul acesta al suferinței cu care omul se încărca să nu-l mai bea. Toate păcatele acestea pe care aveam să le facem noi, oamenii, la judecata lui Dumnezeu, aceste păcate n-ar mai fi vrut Domnul să le vadă, să le simtă, pentru că pentru asta venise, să ridice păcatul lumii. Deci această suferință pe care o trăia cine, dragii mei? El ca fiu și Maica Domnului ca mamă. Această suferință ar fi vrut, dacă este cu putință, să treacă de la el. Adică un fiu care își vede mama cum plânge la picioarele crucii pentru fiul ei care este și Dumnezeu și care n-a putut să săvârșească niciun păcat. De asemenea, o mamă care l-a născut peste fire, care de asemenea nici măcar cu gândul n-a păcătuit, vede acum în fața ochilor ei pe fiul său bagiocorit, dezbrăcat, despuiat, într-o priveliște absolut cutremurătoare, la care participă public alături de alte femei și de poporul lui Israel. Deci această umilință la care a fost supusă Maica Domnului. Acum, tema noastră este sensul suferinței. Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Adică ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, împărăteasa cerurilor. Și cu toate acestea, dragii mei, de la zămislire și până astăzi, Maica Domnului
este persoana care a suferit, care a suportat cele mai mari suferințe. Nu este cineva pe pământ, dragii mei, care să fi suferit cât Maica Domnului. Sigur, probabil că nu veți crede lucrul acesta, fiindcă au fost atrocități, au fost războaie, au fost... A fost sacrificiul blăgovenilor. E adevărat, iată, se vorbește de sinaxare. Dar haideți să o vedem pe Maica Domnului. Pentru că e foarte important să vedem ca și concluzie a sensului suferinței. De ce Maica Domnului, ca mama lui Dumnezeu, ca mama Mântuitorului Iisus Hristos, ca născătoare de Dumnezeu, ca Maica Luminii, cum îi spunem noi, nu a fost scutită de suferință. Cum a fost posibil așa ceva? Foarte pe scurt, nașterea Maicii Domnului din părinți foarte în vârstă, Ioachim și Ana, care au suferit umilințe din pricina faptului că nu aveau copii. Așa era în epoca aceea. Se considera un blestem. În sfârșit, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil după rugăciunile lor, cu promisiunea că va fi afierosit acest copil, adică va fi în credința Domnului. Iată că la bătrânețe, când trebuia să se bucure, să se mângâie cu un copilaș, vine acest copilaș, dar nu stă mult, ci este încredințat templului. Părinții, bineînțeles, în vârstă, vor și trece la Domnul curând, părinți de care nu se va bucura Maica Domnului. Nici nu va avea foarte mari amintiri cu părinții aceștia și merge la templu. La templu, dragii mei, ca un străin, la internat, într-o lume exclusivă a bărbaților, într-o lume în care nu avea pe nimeni, absolut pe nimeni, probabil află la 5 ani sau la 6 ani sau la 7 ani, nu se știe exact, dar este limpede că îi moare mama, după aceea îi moare tatăl, nu vizitează nimeni, nu are pe nimeni, nu are nicio rudă. Și crește acolo ca un copilaș, bineînțeles se bucură de prezența Arhanghelului Gavril, se bucură de prezența lui Dumnezeu, este în comuniune și în legătură cu Dumnezeu, dar este singură. Nu are copilăria pe care am avut-o noi. Nu i-a zugrăvit nimeni camera în roz, nu i-a făcut nimeni pătuțul. Într-o lume ostilă, într-o lume sălbatică, singură, străină. Într-un templu, într-un internat, într-o chilie. Hrănită cum era hrănită și așa mai departe. Când se face și ea copilaș mai mare, adică în adolescență, nu-i așa? Când începe să vadă viața, începe să își facă niște planuri, primește într-o zi o veste și anume că nu mai poate să stea aici. Orfană, fără nicio rudă, nu mai poate să locuiască în chiliile templului. Ce să fie lucrul acesta, își va fi spus Maica Domnului. Dar s-a supus. Nu putea să fie scoasă de acolo și dată pe stradă, pentru că, neavând nicio rudă, bineînțeles că era sortită pieirii. Și atunci a fost încredințată, știți lucrurile acestea, a fost încredințată unui bătrân, în calitate de tutore. E, acum închipuiți-vă după pudoarea unei femei. La 15 ani, la 14 ani, la 16 ani, să fii încredințată unui străin, să mergi în casa lui, să dormi acolo, să te speli acolo, să mănânci acolo, să fii de asemenea tolerat, fără o mângâiere, un om de 70 de ani, peste 70 de ani, care a fost căsătorit, cu copii, cu nepoți, care este tutorele ei. Nu există această noțiune, această instituție juridică în dreptul lor de atunci, dar această logodnă echivala cu o curatelă, cu o tutelă. Și era încredințat acestui om care era socotit un om
cum se cade un drept, un om cinstit, un om văzut bine de comunitate și cu, bineînțeles, posibilități materiale astfel încât să întrețină un om, un alt om, care, să spunem așa, în recunoștință sau pentru a se împlini dreptul iudaic, ar fi trebuit să-i devină soață, adică soție. Bun. Închipuiți-vă cum a trăit Maica Domnului în casa dreptului Iosif, care era tâmplar și care mergea peste tot în ținut să facă lucrări. A fost mai mult singură, de asemenea privită destul de ostil, însă a suportat și asta. Peste toate acestea, dragii mei, momentul bunei vestiri. Un moment foarte, foarte greu în care Maica Domnului, iată, primește sol de la Dumnezeu, cum că va lua în pântece prunc și va naște pe Logos, îl va întrupa, va lua trup Logosul, cuvântul lui Dumnezeu va lua trup, se va face trup. Cum poate să fie aceasta? Nu știm și mințile îngerilor sunt copleșite, dar trebuie să știm următorul lucru, că Maica Domnului a spus da în condițiile în care absolut nimeni nu va crede și nici până astăzi sunt miliarde de oameni care nu cred acest lucru, mai ales spunem și dintre creștini care nu cred că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Despre pururea fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, naștere și după naștere și în veci, ea stăpânește cu fecioria inimii și a trupului cetele îngerești. Ei bine, a spus da Maica Domnului pentru o situație în care moartea însemna foarte puțin. Sancțiunea pentru fapta aceasta presupusă, de altfel presupusă rațional, sancțiunea ar fi fost atât de grea încât moartea era preferabilă de 1000 de ori. Și care era sancțiunea, dragii mei? Era umilința, batjocorirea. Știți momentul din Scriptură în care este prinsă tânăra în adulter, că urma să fie omorâtă cu pietre. Trebuie să vă spun că această pedeapsă era executată, primii care aruncau cu pietre erau cei din familie. Vă puteți închipui fiii lui Iosif, pe Iosif chiar, și toți ceilalți de acolo care formau familia aceasta lărgită. Ei bine, Maica Domnului, cunoscând aceste consecințe, a spus, fie mie după cuvântul tău. Bineînțeles, așa cum ne așteptam, Iosif n-o crede. Ce a trăit Maica Domnului, ce suferințe au fost în inima Maicii Domnului la acest moment, până când Arhanghelul Gavril a descoperit lui Iosif acest moment, Iosif care scrisese deja scrisoarea de despărțire, adică a vrut să se despartă în ascuns, să fugă, pe de-o parte să nu o facă de râși, pe de altă parte să se salveze viața, pentru că, dragii mei, el trebuia să spună cine a făcut această fără de lege ca să fie pedepsit sau altfel el era pedepsit pentru că el era tutorele. El avea drepturi depline de viață și de moarte asupra acestei pruncuțe. Ei bine, Iosif a dat bir cu fugiții. Să mă iertați, marile momente în istoria omenirii, o să-l parafrazez pe părintele Făgețean căruia îi spuneam: Părinte, ce să facem? Trebuie să fim bărbați, să apărăm țara asta, ne bagiocoresc copiii, ne bagiocoresc femeile, ce să ne facem? Și părintele a început să râdă și a zis, suntem și noi bărbați ca toate femeile. În istoria omenirii, într-adevăr, și Adam, iată și Iosif și de multe ori, dar asta e altă temă, suntem și noi bărbați ca toate femeile. Așa a făcut și Adam când l-a întrebat Dumnezeu, de ce n-ai avut grijă de ea? Iată, Iosif vrea să fugă. Suferința Maicii Domnului, că n-a fost crezută,
nu putem să o cunoaștem. Și suferința pe care a avut-o până la în clipa în care sufletul ei a fost luat de fiul ei. Dar, dincolo de asta, așa cum va spune dreptul Simeon, că prin sufletul tău va trece sabie, iată că cu mila lui Dumnezeu Iosif înțelege, iată la naștere. Toată lumea se gândește cum să facă cămăruța, cum să facă casa, cum să facă un credit sau cum să omoare un copil pentru că încă n-avem casă în care să-l aducem. Cu alte cuvinte, atât de mult bine vrem să facem unui copilaș încât pe primul sau pe al doilea îi omorâm pentru că nu avem încă casa de la stat sau cu credit. Maica Domnului n-a făcut așa, dragii mei, deși i-a fost atât de dificil. Iată că s-a dus în casa pâinii, cum se spune, nu? În Betleem. Acolo unde avea să nască, nici mai mult, nici mai puțin, într-un graj, în care nu erau saltele cu aloe vera, ci bălegar, dragii mei. Într-un graj este bălegar și miroase a bălegar și e bine în graj pentru că bălegarul ține cald de mană, el fermentează și aduce căldură, așa cum spune colinda noastră minunată. Deci mama lui Dumnezeu, dragii mei, străină, singură, cu un bărbat bătrân pe care nu-l cunoaște, care este un străin, pentru că soții au o altă intimitate. Ei nu mai sunt doi, sunt una. Aici nu este vorba de așa ceva, este de cineva cum se cade, dar care totuși este un străin. Este un om bătrân care stă și privește sau, mă rog, stă cu spatele și tu trebuie să naști, să aduci pe lume un copil așa cum a adus fiecare femeie pe lume un copil în același fel. Aici sunt de discutat niște aspecte în legătură cu durerile facerii, dar trebuie spus că pudoarea rămâne aceeași, umilința rămâne aceeași, toate rămân aceleași, combinat cu faptul, cu tabloul acesta că Maica Domnului a născut într-un graj și și-a rupt o bucată de cămașă ca să înfeșe copilul. Deci n-avea nici măcar o bucată de pânză. Să spunem că ar fi avut-o, dar ce folos că iată copilașul ei s-a născut, împăratul lumii, împăratul cerurilor, el care a făcut acest univers atât de minunat pentru om. Tot ce există în universul acesta, dragii mei, este gândit și sunt rațiunile lui Dumnezeu până și în pietre astfel puse încât totul așteaptă ca omul să se nască. Adică Dumnezeu a pregătit culcușul pentru om, pentru Adam, pentru tine și pentru mine, făcând acest univers. Ei bine, el când a venit, s-a născut într-un graj. El n-a simțit, dar Maica Domnului a simțit ca mamă lucrurile acestea. Fuga în Egipt, drumul acela, frica că va fi omorât copilul și toate celelalte. Și iată-ne, la 12 ani, când îl pierde pe copilaș în templu, face cale de 6 zile, nu-i așa, 3 dus, 3 întors, ca să-și găsească copilul și avem acolo o replică excepțională. De ce n-ai făcut asta? Cum să-mi faci asta? Nu știi că sunt mamă? Și Dumnezeu îi spune, da, ești mamă, dar ești mamă de Dumnezeu. Ei, dacă ești mamă de Dumnezeu și ai zis, fie mie după cuvântul tău, atunci trebuie să bei tot paharul acesta. Unde se cădea să fiu? Dacă nu, în casa tatălui meu. Da, dar sunt mamă. Și toate celelalte, până când, iată-ne în Ghețimani, iată-ne la proces, a văzut Maica Domnului, aș vrea să mă întorc un pic la nunta din Cana Galilei, acolo unde, să vedeți ce finețe, Maica Domnului, care binecuvintează căsătoria, dragostea, iată, îi spune fiului ei, vorbește despre legătura dintre iubiți, o legătură
atât de intimă, atât de înaltă și că nu se cuvine să fie umbrită această minunată, acest minunat moment, această minunată iubire, această minunată legătură, fie și eros, de o chestie meschină, că s-a terminat vinul sau că n-au cumpărat sau n-au avut bani sau n-au avut gestiunea bine făcută. Și Domnul își schimbă agenda. Își schimbă tot planul său sau, dacă vreți, reconfigurează tot planul său în legătură cu acest gând al mamei, care poate fi, după mintea noastră, ar putea fi gândit ca un moft. În definitiv, nu ar fi avut loc, s-ar fi terminat. Dar ce finețe la Maica Domnului, doar ca o observație. Și iată, în Ghețimanii, cu fiul ei arestat, de data aceasta suferința fiului care primește un frate de-al său, un prieten de-al său, căruia îi va spune: prietene, fă ce ai de făcut. Cine este acest prieten? Iuda, care nu este abject și odios pentru cei 30 de argini sau pentru trădare, că cine dintre noi n-a făcut asta? Ci că se duce și spune: vă voi da vouă semn ca să-l prindeți. Și semnul va fi acela că îl voi săruta și îl voi îmbrățișa. A trebuit să treacă Mântuitorul Hristos și prin această suferință. Pentru că Iuda vine, îl îmbrățișează, îl sărută și spune: bucură-te, învățătorule. Iar el îi va răspunde: cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Deci a băut și paharul acesta, amărăciunea aceasta. Cunoașteți cu toții arestarea, cunoașteți cu toții procesul sau cunoașteți mai puțin. Asta e o temă excepțională pe care, sigur, am abordat-o, dar care ar presupune încă vreo 2 ore și nu vreau să vă supăr. Suntem la piciorul crucii de data aceasta în priveliștea atât de zdrobitoare a suferinței pe care, a paharului pe care îl bea Mântuitorul și pe Maica Domnului care vede această suferință. Trebuie să știți un lucru pe care l-am mai spus doar în cercul intim al fiilor duhovnicești. Noi avem în Erminia Bizantină, de fapt, cred că și catolicii au la fel, îl avem pictat pe Mântuitorul Iisus Hristos sau reprodus, să zicem așa, în iconografie, în icoane, îl avem cu haine pe el. Să știți că răstignirea nu a fost așa. Dar pudoarea aceasta și poate că o anumită sensibilitate umană a făcut ca așa să fie pictat în icoane sau în fotografii sau de către mari pictori. Acolo n-a fost așa, dragii mei. Și asta însemna mai mult decât răstignirea în sine, mai mult decât faptul că era bătut în cuie pe cruce. I s-au confiscat toate bunurile. El și-a pierdut drepturile, toate drepturile, inclusiv acela de a fi îngropat. Și-a pierdut tot patrimoniul, așa cum este confiscarea extinsă astăzi, poate ați auzit. Și i-au fost luate toate hainele, iar pentru cămașa lui, dacă știți, acolo spune foarte frumos, încă Isaia au aruncat sorți, adică au jucat barbut pentru o cămașă foarte frumoasă de care le părea rău să o rupă, să o împartă. În rest, toate hainele, tot patrimoniul condamnatului era împărțit celor care puneau în executare sentința. Deci nu atât că Mântuitorul a suportat lucrurile acestea, toate bagiocurile, scuipările, lovirile, bâza, dar că trebuie să știți că acolo el a fost în priveliște, ridicat în priveliște, așa cum l-a născut Maica Domnului.
cu toate umorile trupului, cu toată suferința și cu toată bagiocura aceasta, că mai bine era atunci omului să fie omorât decât să fie dezbrăcat în pielea goală în fața semenilor. A trecut și prin asta, a băut paharul acesta să o vadă pe mama lui, pe mironosițe, pe prieteni, pe toți ceilalți, pe neprieteni, să-i vadă cum suportă această suferință. Și totuși, dragii mei, Maica Domnului nu a fost scutită de toate astea. Apoi moartea și toate celelalte pe care le cunoașteți. Punerea în mormânt, fără niciun fel de ritual. Biciuirea, am uitat de biciuire. Bineînțeles, am uitat de biciuire. Iertați-mă. Dacă tot ați spus, poate că cel mai urât lucru a fost ăla că jucau bâza cu el, îl plesneau după ceafă, peste cap și spuneau, prorocește cine te-a lovit. Mi se pare, de sărutarea lui Iuda și lucrul acesta, mi se par. Deci, dacă aș putea să mor și să mă ascund undeva într-o crăpătură a pământului, numai să nu mă lase vreodată Dumnezeu să mă ispitească să ajung într-o asemenea situație. De-aia spune, nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa într-o asemenea ispită. Pentru că numai Harul lui Dumnezeu ne ține să nu facem și noi. Noi credem că stăm de la noi, dar nu stăm de la noi. Deci, dragii mei, toate lucrurile acestea le-a văzut Maica Domnului. Pune-le în mormânt. N-a putut să-l sărut, n-a putut să se atingă, n-a putut să-i facă ritualul îmbălsămării. Mai mult decât atât, iudeii vreau să-l arunce la groapa comună, să-l mănânce câini. Știa Maica Domnului lucrul ăsta. Dar Iosif și cu Nicodim au răscumpărat trupul de la Pilat. Și astfel sentința a fost restrânsă. Cu ce risc? Asta vom vorbi altă dată. Maica Domnului a văzut toate lucrurile acestea și, să știți, dragii mei, că a băut paharul acesta până la fund. Pe când însă era pe cruce, ca să fie demonică sentința, l-au pus pe el între doi tâlhari. Ei bine, dragii mei, acolo pe cruce sufereau trei oameni. Era o suferință atroce. Nu vă voi spune acum ce înseamnă din punct de vedere fiziologic ce se întâmplă acolo, așa cum am citit, bineînțeles că n-am simțit niciodată, dar cum vorbesc specialiștii despre asta, inclusiv cercetătorii din domeniul medical, trebuie să știți însă că sunt asemenea suferințe încât, ca să le curme suferințele acestea, li se zdrobesc fluierele picioarelor. Ca să moară imediat, în jumătate de oră, mor. Ei bine, acolo pe cruce, alături de Hristos, mai sufereau doi tâlhari. Și iată că avem suferința lui Hristos și suferința tâlharilor. Și suferința Maicii Domnului. Părintele doctor, în chip minunat, a vorbit despre asta. Nu orice suferință este mântuitoare. Nici măcar suferința provocată, sau mai ales de tine însuți. Și iată aici pe cruce, și nu orice cruce este mântuitoare. Numai crucea lui Hristos este mântuitoare. Crucea din dreapta și din stânga nu sunt mântuitoare. Acolo sunt doi tâlhari care ce erau? Nu erau vrednici să se afle în minele de plumb ale romanilor, care erau foarte pragmatici, să știți. În minele de plumb se trăia trei luni, atât rezistai. Se dădea cu o gamelă prin niște găuri mici, în adâncul pământului se dădea mâncare. Erau acolo chestiuni de radioactivitate, să spunem așa, pe care le simțeau cumva romanii, încât coborau la 50-100 de metri aceste gamele cu mâncare prin niște găuri celor care acolo erau condamnați
să moară, cum a fost și părintele Iustin la minele de la Baia Sprie sau de la Cavnic. Nu știu, nu, parcă Baia Sprie. Și de la una și de la alta. Și de la una și de la alta. Acolo unde nu exista niciun fel de șansă, după toate statisticile, să ieși viu. Ei bine, pentru roman, cei doi tâlhari nu au fost vrednici să se afle în minele de plumb. Așa că, fiind atât de vinovați, fiind atât de stricați ca oameni, ei au fost răstigniți. Cel mai probabil ca tâlhari, sigur, erau ucigători de oameni, tâlhari, nu se pune problema, dar cel mai probabil că atunci când erau urmăriți, au atacat sau s-au apărat de trupele romane, ceea ce îi făcea, iată, puși în situația să fie răstigniți. Ei bine, dragii mei, acolo pe cruce are loc un dialog extraordinar între cei doi tâlhari. Unul dintre ei, care se numește Gestas, care este de-a stânga Mântuitorului, fiind pe cruce în ultima clipă a vieții sale sau cu ultimele clipe și ultimele puteri de viață, el începe să-l batjocorească pe Mântuitor. Uită-te, mă, la tine. Dacă erai cine spui că ești, te-ai dat jos de pe cruce și ai pune pe ăștia care strigă, coboară-te pe cruce și ne vom închina ție. Uite, coboară-te și ne vom închina și noi ție. Și coboară-ne și pe noi, ca să fim supușii tăi. Și probabil avea un rictus de durere și un rânjet pe față, bagiocorindu-l pe Hristos. La fel făcea și cel din dreapta, pe care îl chema Dismas, până la o vreme. Însă de la o vreme cumva și-a venit în sine și ce credeți că face? Începe să-l certe pe tovarășul lui de tâlhării, pe Gestas, și să-i spună: mă, nenorocitule, noi doi suntem aici din pricina uciderilor și tâlhăriilor pe care le-am făcut. Noi suntem de drept comun, mă. Noi am făcut toate nenorocirile lumii acesteia și pe bună dreptate, dacă ar fi să ne dea 10 pedepse cu moartea, dar n-au cum. De aceea ne-au răstignit, nenorocitule. Iar acesta care este aici, după cum văd și după cum s-a auzit în toată Iudea și în toată Palestina, a făcut numai bine. Cum am putea noi să-l batjocorim? Și atunci, în inima lui, a venit un cuvânt pe care îl spunem, acolo poate ați auzit, înainte de fericiri, că se spune cuvântul acesta: pomenește-mă, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iată ce cuvânt a spus Dismas și pe care Biserica Ortodoxă, cea una, îl folosește în cultul ei liturgic înainte de fericiri. Ce fericiri? Fericiți cei ce suferă. Acest cuvânt îi vine lui Dismas în minte. Deci unul dintre tâlhari, dragii mei, în suferință se înrăiește și se adâncește în păcat, iar unul dintre ei deschide raiul. Un drept prin cădere închide raiul, adică Adam, și un tâlhar prin ridicare deschide raiul, adică Dismas. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Aici este foarte important momentul. Ce anume l-a făcut pe acest om să fure, hoțul tot hoț, cum spune părintele Cleopa, să fure raiul în ultima clipă. Foarte important. Acela în suferință, celălalt în suferință, acela hulește, acela slăvește. Ei bine, Dismas este tâlharul pe care l-am văzut în drumul spre Egipt, când, văzând frumusețea Maicii Domnului,
s-a rănit la inimă și l-a răscumpărat pe prunc din mâinile tovarășilor lui cu 40 de drahme. Adică în el era undeva o curăție, o sinceritate, o căutare a frumosului. Și până la un moment a mers el cum a mers. Dar iată că atunci când s-a pus problema unui examen atât de important cum este Paștele, că de fapt moartea nu este altceva în ortodoxie decât Paște. El era la o trecere. Iar la trecerea asta s-a dat seama că singur nu va putea. De aceea a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Adevărat zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci iată, suferința acestuia i-a fost spre mântuire, suferința celuilalt care a dus o viață de suferință, că nu e așa bine să fii tâlhar și urmărit toată viața, iată, i-a fost spre cădere. Dar dincolo de toate acestea, dragii mei, că veni vorba de Brâncoveanu și pentru că suntem în această atmosferă, cu adevărat, avem această mărturie extraordinară a celui care a înțeles și a dat un sens și un scop suferinței. El era într-o situație grozavă. Am mai vorbit despre lucrurile acestea cu cei mai mulți dintre frățile voastre, nu este cazul acum, dar trebuie să spun că în fața lui se afla soția, fetele, fiicele sale și fiii. Și mai trebuie spus că ei, de la un moment dat, după ce ginerele a început să sară ca un pește și capul să-i joace în toate părțile și trupul să sară ca un pește și din toate arterele și venele alea să se scurgă, să țâșnească sângele, el totuși a spus, nu pot. Ce nu pot? Nu pot să pierd această suferință. Dacă pierd această, el putea să oprească totul. În 5 minute îi puneau turban, îl urcau pe cai și îl duceau la Târgoviște. Și era din nou mare căpetenie, de poate mai mare. A doua zi începea construcția unei moschei. Dar el a zis și a zis lui Mateiaș, dacă pierdem suferința aceasta acum, am pierdut raiul. Dacă pentru păcatele noastre ni se întâmplă ce ni se întâmplă, să fie primit, a înțeles. Dar dacă din pisma oamenilor, după cum s-a și întâmplat că a fost vândut, atenție, Doamne, nu-i socoti păcatul. Deci face asemenea Mântuitorului și asemenea lui Sfântului Arhidiacon Ștefan la mucenicie. Înțelege că singura așteptare pe care o avem ca și creștini este aceea de a-i urma lui Hristos până pe cruce. Și că sensul acestei suferințe, de fapt, este învierea, că singura realitate a acestei vieți este învierea. Și toate celelalte care sunt supuse timpului sunt iluzii. Inclusiv sănătatea, dragii mei. Că se spune sănătate că e mai bună decât toate. Eu cred că este ceva mai bun decât sănătatea. Nemurirea. Lazar a fost bolnav, atât de bolnav încât a murit și s-a făcut sănătos. Și a mai trăit 30 de ani, a fost episcop în Larnaca. Dar, ce să vezi, iarăși a murit. Și nu numai că a murit, dar oricât ar fi coșciugul de gros și de luxos, viermii nu te mănâncă din exterior. Asta știe orice om care a făcut un minim curs de medicină legală. Deci sănătate că e mai bună decât toate, sigur că este o expresie. Dar mai bine înțelegem lucrul acesta, că lupta noastră nu este împotriva bolii, ci împotriva morții. Și în același context, cu adevărat,
Toată omenirea se luptă acum împotriva unei boli. Adevărate sau iluzorii, mai mult sau mai puțin letale. Însă a uitat omenirea să se lupte împotriva morții. A uitat omenirea să se lupte împotriva păcatului, căci voi nu v-ați împotrivit încă păcatului până la sânge. Iar această împotrivire, această luptă, această pocăință de fiecare zi până la sfârșitul vieții, de fapt înseamnă o suferință, dar nu orice fel de suferință, ci pentru Hristos și pentru Evanghelia sa. Și de asemenea spune Mântuitorul, cel ce crede în mine și în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Amin. A și zis, face acum. Pentru un singur moment am luat microfonul. Poate că așa ce mi-ați transmis dumneavoastră, energia dumneavoastră m-a făcut să mă simt acum puțin mai bine. Și cred că nu puțin dintre noi au asemănat, dacă se poate spune așa, suferința evocată de Părintele, suferința Fecioarei Maria cu suferința Mariei Brâncoveanu. Și ca să închei și ca să vă atrag atenția asupra unor alte imagini pe care le-am adus, Maria Brâncoveanu, ca și brâncovenii, și-au pus sufletul în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea am adus acele mici picturi ale pictorului Constantin Cioc, în care vedem omul despuiat de orice veșmânt, cu capul plecat și punându-și destinul în mâna lui Dumnezeu. Nu cunosc și poate la sfârșit doamna doctor, deși nu este psiholog, este psihiatru, nu cunosc mecanismul prin care o mamă poate să îndure pierderea fiilor, a soțului și a fratelui Vitreg. Ianache este de fapt fratele Vitreg al Mariei. Ba, dacă vreți, vă și explic în ce încrengătură genealogică. În același timp și cu toate astea, punându-și speranța și sufletul în mâna lui Dumnezeu, ea trece peste acest moment și reușește ca la întoarcerea din exil, după 2 ani, să își împlinească menirea aducând osemintele, rămășițele Domnului și reușind să le înmormânteze la Sfântul Gheorghe și să va să închidă toate treburile lumești cu care rămăsese în brațe, la pierderea celor mai tuturor, întregului sprijin, da? A fiilor, a soțului, pentru că relația ei cu fiicele nu este din cea mai bună, așa cum arată în testamentul ei. Adică ea se teme că fiicele ei și ginerii ei vor face lucruri ca nepoțelul căruia ea îi lasă cea mai mare parte din avere să nu aibă parte de aceasta. Dar nu se întâmplă așa. Și cu asta închei și dau cuvântul doamnei doctor Galina Răduleanu, sperând că v-am invitat la un moment de reflecție și că ați făcut această paralelă între spusele Părintelui și destinul Mariei Brâncoveanu. Vă mulțumesc! Bună seara!
Și mă bucur că mă aflu pe malul mării din nou, în Constanța, mare pe care o iubesc, ca pe cineva foarte apropiat sufletului meu. După cele două sau trei expuneri, mai ales ale Părintelui Ștefan și Părintelui Acinte, mă sunt puțin cam timorată de ceea ce vroiam să vă spun. Vreau să încep prin a vă sublinia un lucru care mi se pare extrem de important în tot cursul vieții. Suferința, după părerea mea, este o taină. O taină pe care o avem în sufletul nostru și care reprezintă unul din trăsăturile vieții noastre interioare. Iar viața noastră interioară este o comoară pe care de cele mai multe ori noi nu o realizăm și nu ne dăm seama de ceea ce conține. Suferința, ca și tot ceea ce trăim în interiorul nostru, este un lucru pe care cu greu îl putem face vizibil și cu mult mai greu cuantificabil. Vedeți, fiecare dintre noi poate să spună că are o durere, dar asta e singurul cuvânt prin care poate să reprezinte o infinitate de intensități. O durere poate să fie și o simplă nevralgie dentară, după cum poate să fie și durerea unei tumori cerebrale. De asemenea, orice sentiment al nostru nu îl putem cuantifica. Noi nu avem posibilitate să comunicăm exact ceea ce simțim. Nu numai prin faptul că nu putem să spunem cât simțim, ci și prin faptul că ceea ce cel care aude nu percepe exact ceea ce trăim noi. Poți să spui unui om și acela să fie total nepăsător sau, din contră, să trăiască cu o intensitate mai mare decât aceea pe care o ai tu. Mie mi s-a întâmplat să fiu în fața unui tablou într-un octombrie pe un munte unde era o desfășurare de culori care mi se părea că sunt în rai și să vină în spatele meu o doamnă care făcea parte din grupul nostru, era vorba de Muntele Roșu. Eu nu îndrăzneam nici să respir de frumusețe. Ea s-a oprit, preț de 5 secunde, mi-a spus, e drăguț, a plecat mai departe. Deci așa se întâmplă și cu relațiile dintre noi. Putem să trăim intens și celălalt să spună e drăguț. Iar pe noi să ne coste existența. Deci cuvintele nu ne reprezintă. Cred că în rai oamenii nu au avut nevoie de cuvinte, ci au avut comunicare directă prin trăire. Și acest lucru cred că se întâmplă și după ce plecăm de pe pământ. Cuvintele nu ne reprezintă și de foarte multe ori ne încătușează. Ceea ce vreau să vă spun este tatăl meu, preotul Boris Răduleanu, caracteriza anumite etnii din antichitate prin niște lucruri pe care mi le spunea. De exemplu, de romani vorbea că la ei predomina cuvântul forță. La evrei era cuvântul pace, shalom alechem. Iar la creștini era cuvântul bucurie. Cuvântul bucurie îl întâlnim în tot Noul Testament. Mântuitorul începe propovăduirea cu bucurați-vă, s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci cuvântul bucurie este în toate acatistele noastre, în bună vestire și din nefericire și în acel bucură-te învățătorule spus de Iuda. Eu ca psihiatru care a studiat psihologia m-am întrebat de foarte multe ori ce a putut să trăiască Iuda în momentul în care cu un gest al dragostei și cu o vorbă de iubire, de fapt,
a făcut cea mai îngrozitoare trădare din istoria lumii. Cum a putut să spună bucură-te atunci când știa că urmează tortura și moartea? Cum a putut să sărute pe cel care era în cel dragostea? N-am putut să înțeleg ce a fost în sufletul acelui om. Da, dar personal am trăit primul contact cu noțiunea de suferință am avut în adolescență, când am citit o poezie a lui Nichifor Crainic și în care în ultimul vers îngerii coborau din cer pentru ca să sărute picioarele durerii. Atunci n-am înțeles-o și n-am putut să pricep cum și pentru ce îngerii s-au coborât din cer ca să sărute picioarele durerii. N-a trecut însă foarte mult timp, la 17 ani, din motive politice, era sovietizarea țării și stalinizarea întregii noastre culturi. Fiind elev în clasa 10-a, într-un carnețel mi-am notat niște gânduri referitor la conținutul orelor de română când studiam biografia lui Stalin sau biografia OSS-ului. Carnețelul mi-a fost furat de o prietenă, așa zisă prietenă, și dus la directoare, care a încetat problema, a chemat-o inspectoare și m-a eliminat pentru totdeauna din toate școlile din România. A fost prima suferință pe care la 17 ani, exact așa cum a spus și părintele, nu numai că n-am înțeles-o, dar a produs în sufletul meu o revoltă extraordinară, pentru că vreau să fiu medic, să ajut omenirea, să ajut omul și Dumnezeu mă împiedica să fac acest lucru. Și atunci am avut un moment de revoltă împotriva hotărârii dumnezeiești. Nu am fost de acord. Nu mai consideram că viața merită să fie trăită și am făcut și niște încercări în sensul ăsta. Pentru că a fi medic pentru mine însemna totul. N-am perceput. În anumite lucruri, după aceea, mult mai târziu, după 10 ani de zile, când am fost arestată, atunci mi-am dat seama ce a însemnat pentru existența mea faptul că m-a eliminat și nu a chemat securitatea ca să mă întemnițeze. Pentru că asta ar fi trebuit să facă. Anchetatorul care m-a arestat și care m-a anchetat mi-a spus cu o ură nedisimulată: cum ne-ai scăpat nouă atunci? Pentru că această suferință, pentru că uneori Dumnezeu ne dă o suferință pentru a ne salva, sunt suferințe salvatoare. Sunt suferințe care nu le înțelegem și care ne coboară și suferințe care ne înalță. Dar sunt suferințe salvatoare. De aceea, fiecare suferință pe care o avem în viață, și nu există viață fără suferință, are o semnificație, are un rost. Această cruce pe care o reprezintă suferința nu reprezintă un scop în sine. Noi nu existăm ca să suferim, dar noi suferim ca să existăm. Să existăm pentru mântuire și pentru o lume mai bună. Mai târziu, mult mai târziu, deci după 10 ani, când am fost arestată și am intrat în închisoare, atitudinea mea a fost cu totul și cu totul diferită față de momentul în care am fost eliminată. După aceea, pentru absolut, pentru minune, am putut să-mi urmez școala, dar la modul conspirativ, și să fac facultatea, să termin medicina și după terminarea medicinei, pentru că probabil că pe parcursul meu închisoarea era obligatorie, a venit și momentul arestării. Vreau să spun că tatăl meu, într-un fel,
a cultivat în noi copiii lui, în mine și fratele, aceea că suferința și mai ales închisoarea face din om un om adevărat sau un neom. Și pentru mine închisoarea a reprezentat cumva și un act de mândrie, de faptul că m-a considerat Dumnezeu demnă de a face această școală și de a urma acest drum. Pentru că, încă o dată spun, în ortodoxie, crucea nu este un scop în sine, este o cale, o cale a crucii. Noi ne închinăm patimilor, dar slăvim învierea. Spre deosebire de catolici care slăvesc patimile. La ei accentul cade pe patim, la noi accentul cade pe înviere. E bine, în închisoare am înțeles însă acest drum al crucii și etapele pe care fiecare dintre noi, indiferent în ce situație se află, dar pentru a-l parcurge, este obligatoriu aceste trei etape. Prima etapă constă în despătimire, a doua etapă în iluminare și a treia etapă în dumnezeire. Ei bine, sfinții închisorilor au ajuns la a treia etapă. Prima etapă aceea a despătimirii este etapa în care te lepezi acea lepădare de tine. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să te lepezi de tot ceea ce ai făcut rău prin pocăință și prin remușcare. Este o senzație extrem de dureroasă, în aceea ați vedea toate lucrurile prin care le-ai trecut, toate vorbele care le-ai spus, toate momentele grele pe care le-ai provocat altora, toate gândurile pe care le-ai avut, totul însă făcut și trecut printr-o supradimensionare extrem de chinuitoare, extrem de dureroasă, pe care am considerat-o eu mai târziu că așa o avem fiecare în momentul morții și mai ales după. Un fel de purgatoriu. Și a durat foarte mult această despătimire, această detașare, această rupere, această asceză forțată. Închisoarea a fost o asceză forțată și marea majoritate au ieșit din ea extrem de curățiți. A fost ca o purificare. Iar perioada aceasta a doua, de care vorbesc eu, de iluminare, e o perioadă în care presimți o stare de fericire pe care o trăiești indiferent de condițiile mai mult decât grele pe care le ai în închisoare. Acolo se învățau rugăciuni, se vorbeau chiar liturghii, se învățau acatiste pe de rost, acatistul Bunei Vestiri, acatistul Mântuitorului, Paracristul Maicii Domnului. Și toate acestea îți dădeau sentimentul de fericire. O fericire pe care niciodată nu ai putea să o descrii și pe care o ai ca pe un urcuș continuu în care trăiești și nu te-ai mai sătura. Știi că de acolo mergi mai departe. O fericire care nu mai contează că ți-e frig, că ți-e foame, că nu îți vezi oamenii apropiați. Nu, ești dincolo de lumea materială. Este foarte greu de descris. Cei care au trecut prin închisoare și care au putut să scrie, cum a fost Virgil Maxim, imn pentru crucea purtată sau fi binecuvântată închisoare, sunt lucruri care nu le vine celor care sunt afară să creadă că există această posibilitate. Dar există. Și Sfinții Închisorilor au trăit-o.
ei au trecut de epoca de iluminare, au trecut la epoca, la perioada de întrunezeire. Și de aceea au ajuns să trăiască senzația de sfințenie. E foarte greu de înțeles. V-am spus, comunicarea lucrurilor interioare este aproape imposibilă. Dar trebuie să mă credeți pe cuvânt. În orice caz, ce vă spun a fost faptul că n-am stat destul în închisoare. Ar mai fi trebuit. Adică mi-am dat seama că perioada mea începuse să fie de mare fericire când a venit obligativitatea ieșirii. Și dacă n-am plâns când am intrat, am plâns când am ieșit. Iar la de câte ori mă gândesc, îmi doresc ca să mai pot trăi înainte de a pleca definitiv, să mai pot trăi fericirea de acolo. Nu știu dacă trebuie să mai intru în vreo altă închisoare. Dacă ne forțează așa un pic. Sau în vreo altă suferință pe care, cine știe, poate că Dumnezeu mă pregătește. Mai e puțin. Nu, trebuie întâi să sufăr. Nu, mai e puțin să vină și marele lagă. Da. Și vreau să vă spun și, și o mică o poezie care ne reprezintă exact ce v-am spus până acum, o poezie a lui Gir. Doamne, fă din suferință pod de aur, pod înalt, și din lacrimi păvelință pentru pat afund și cald. Din lovirile nedrepte struguri facă-se și vin. Din înfrângeri, scări și trepte, din căderi, urcuș alpin. Și în orice dezastru ori suspin închis în piept, Doamne, fă lăstun albastru și fă zâmbet înțelept. Amin. Aceste versuri le-am găsit scrise pe ușă la Gherla, unde am fost și eu și am văzut 4 ani din cei 6 ani de care am fost condamnat. Eram elev, student la... Dar puteți să dați rost, Pascal. Puteți să dați rost, Pascal. Nu, nu, cam o chestie. Deci eram student la Iași, în anul 2, iar... Mai aproape microfonul, stau bine. Eram student la Iași, dintre cei străluciți, am fost propus să mă duc în Uniunea Sovietică ca să devin nu știu ce mare, așa, pe linia aceasta. Am făcut și niște studii de marxism-leninism și când ziceam eu că da, o să fiu, ajung în fruntea bucatelor, atunci m-au arestat pe niște treburi mai vechi, așa, prin, mă rog, s-a întâmplat lucrul ăsta. Așa încât am binecuvântat, cum zice poetul, închisoarea, da? Închisoarea, am făcut 6 ani de zile, i-am ieșit de acolo înțelepțit. Nu pot să zic că n-a fost o școală de înaltă clasă, pentru că am întâlnit și oameni, dar mai ales ne-am curățit, ne-am purificat sufletește, știind că ceea ce trăise noi până atunci era doar așa o iluzie, fără să cunoaștem chintesența, să nu cunoaștem esența acestei vieți, care este, într-un fel, dorința de apropiere, de sfințenie și de Dumnezeu. Nu se poate trăi numai așa din bunurile acestei societăți, dacă nu te apropii de Dumnezeu și nu, cum să zic, aduci și hrană sufletească cu care să ai o stare mai deosebită de a fi om adevărat. Eu v-aș ruga totuși să adresați câteva întrebări, dacă vă vin, să zic așa, pentru că nu este un lucru obișnuit să te întâlnești cu un om care nu a vorbit despre suferință, ci a trăit suferința și ce suferință.
suferința pentru Hristos, pentru că aceasta este mântuitoare pentru Hristos și pentru Evanghelia sa, așa cum însuși spune. Adică e mare lucru să înțelegi, de exemplu, îmi vine o întrebare, cum a fost cu putință să, într-un univers concentraționar, într-un univers care de fapt te face, ai toate premisele să ajungi mai rău, să strălucești, să te curezi duhovnicește, să crești duhovnicește, să te despătimești. Este important să înțelegem lucrul ăsta, pentru că noi, sigur, la alt nivel, un arhigulag, de acum nu un gulag, va trebui să exersăm lucrul acesta într-o temniță mult mai mare, ale cărei ziduri nu se văd, dar se simt, și va trebui să vedem ce înseamnă, de fapt, rezistența aceasta, cum s-a putut rezista în închisoare și, mai mult decât atât, cum suferința a fost transfigurată în bucurie, că mi-a plăcut această asociere duhovnicească între suferință și bucurie. Vreau să vă spun însă un gând pe care poate că mi l-a dat Dumnezeu. Iuda, într-adevăr, l-a sărutat pe Mântuitorul Hristos și Mântuitorul i-a zis: prietene, ce faci? Adică îți dai seama ce faci? Totuși încă era prietenul, spunea: prietene. Părintele Arsenie, într-un mod paradoxal, Arsenie Papacioc, nemai întâlnit la alți părinți, spune așa, că este posibilă pocăința și că și Iuda a fost iertat. Ce a vrut să spună părintele, nu vă spui că nu știu, dar pot să vă spun altceva. Cuvântul acesta al părintelui mi-a dat o nădejde extraordinară. Ca duhovnic de data aceasta, am înțeles de fapt ce vrea Dumnezeu de la om și că de fapt toată lucrarea lui Dumnezeu este spre mântuirea omului, inclusiv judecata. Aici o perspectivă extraordinară în legătură cu judecata, dar poate vorbim odată despre asta. Însă ce am înțeles este că iadul, de fapt, este refuzul milei și iertării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este rana lui Dumnezeu pentru cei care refuză să ceară iertare lui Dumnezeu. Și cum a văzut părintele Arsenie treaba asta? Extraordinar! Noi avem această lucrare în Biserica Ortodoxă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos! Lucrare de care, în sfârșit, nu mai are rost să vorbesc, că habar n-am, dar spun Sfinții Părinți ce este cu lucrarea aceasta, că este lucrarea prin excelență, cu majuscule. Ei, fiți atenți aici. Părintele Arsenie vine și zice așa: da, așa este, e taină mare, foarte mare. Dar uitați ce vă spun. Iisuse, 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 iartă-mă. Și am stat și m-am gândit, au trecut 10 ani și am înțeles acum așa, că Dumnezeu, care este atotputernic, care poate toate, nu poate una, are o neputință. Nu poate să nu ne iubească. Iubindu-ne Dumnezeu, în mod ființial, este iubire Dumnezeu, nu se poate nega pe sine, prin urmare este și milostiv, că pronia lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu țin lumea și universul. Dar, dragii mei, iertarea se cere.
Asta e diferența fundamentală. Părintele Arsenie a văzut de la Duhul Sfânt că miluiește-mă este foarte bine, dar cu înțelegerea aceasta a pocăinței de iartă-mă. Pentru că Dumnezeu miluiește lumea și pe canibalii din Amazonia îi miluiește. Nu știm cum și în ce fel. Pentru faptul că i-a adus la existență e mult mai mult decât dacă n-ar fi fost. Că zice, mai bine i-ar fi fost lui dacă n-ar fi fost. Adică asta e cel mai rău lucru. Dar zice așa Părintele Arsenie, Iisuse, Iisuse, iartă-mă. Ce-a făcut Iuda, de fapt? A refuzat iertarea lui Dumnezeu. Iuda a refuzat să ceară iertare lui Dumnezeu. El s-a judecat singur și și-a dat pedeapsa singur, a pus-o în executare. Până la urmă, nici sărutarea, nici trădarea, nici vânzarea, nici cei 30 de arginți. Ci faptul că Iuda nu a cerut iertare lui Dumnezeu. Asta spunem noi. Părintele Arsenie spune altceva. Ce a văzut Părintele Arsenie, noi nu știm. Însă, pe modelul acesta al lui Iuda, sinuciderea aceasta este, dragii mei. Și să știți că nu numai sinuciderea aceasta fizică, ci lepădarea de Hristos înseamnă refuzul milei și al iertării lui Dumnezeu. Toți suntem Iuda și mai rău decât Iuda. Asta o spunem când ne împărtășim. Cel mai rău din lume, dintre care primul sunt eu, înaintea lui Iuda, înaintea tuturor. Sigur că e un mod de a spune, în mintea noastră nu funcționează așa. Dar faptul că spune Părintele Arsenie, Iisuse, Iisuse, iartă-mă, Iisuse, Iisuse, iartă-mă. Când mi-am dat seama de acest lucru? Am făcut o formă foarte severă de COVID. Eram foarte sigur că mor. Nu cred că mai aveam niciun fel de gând că o să rezist până dimineață. Dar eram foarte liniștit. Însă, pentru că saturația era foarte jos, nu puteam să mă rog. Doamne Iisuse, pe inspirație, să zicem așa, să zicem, da? Deci nu, eu n-aveam puls oximetru, dar îmi dădeam seama că ceva e în neregulă, că nu mai puteam spune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Nu puteam să spun. Puteam să spun, Doamne și miluiește, Doamne și miluiește. Și atunci a venit în minte acest Iisuse, iartă-mă, Iisuse, iartă-mă. Și să știți că am putut să mă rog cu Iisuse, iartă-mă și cu asta am ieșit. Asta arată că de fapt Dumnezeu a îngăduit să rămân ca să pot să fac pocăință, să pot să fac iertare, că nu mă mântuiam. Deci mila lui Dumnezeu a funcționat în sensul acesta, că dacă până la urmă mă mântuiam, mila ar fi fost să plec. Nu-i așa? Dar mila lui Dumnezeu a funcționat, însă iertarea se cere și se dă. Tot cel ce refuză iertarea lui Dumnezeu este mai rău decât Iuda. Ați văzut că de fapt cei care se leapă de Hristos și în special bolșevicii și comunismul nu este o ideologie, dragii mei, este hulă împotriva Duhului Sfânt. Iar asta înseamnă n-am nevoie de iertarea Hristosului tău. Și atunci asta e foarte, foarte important. Că da, păcătuim, da, greșim în fiecare zi, în fiecare clipă. Ce mult mi-a plăcut, cum a spus doamna doctor, procesul acela care este extrem de chinuitor. Este un proces în care te judeci în trei.
tu, conștiința și Hristos. Dar dacă ne-am judecat cu Hristos și ai auzit cuvintele acestea, te iert și te dezleg de la duhovnicul tău, atunci nu se aplică ceea ce a zis Dumnezeu și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață? Pentru ce ar fi spus Dumnezeu cuvintele astea? Prin urmare, de fapt, ce spune Părintele Arsenie? Cu suspinul lui. Iisuse, iartă-mă! Iisuse, iartă-mă! Iisuse, iartă-mă! Atât și din toată inima și te-ai mântuit. De ce am vorbit de tâlhar, dragii mei? Puteam să vorbim de suferințele lumii. Ce mucenici are poporul acesta? Zeci de ani, zeci de ani și ce regim, habar n-avem. Vorbim ca să... A vorbit Ion că și el e om. Dar am vorbit de dismas, de tâlhar, ca să arăt că Hristos nu vrea altceva de la noi în judecată decât să găsească un prilej ca să zică ești mântuit. Dacă vei merge la judecată, eu vă rog să nu mergem la judecată, că n-avem ce căuta la judecată. Dar dacă vom merge, judecata va fi aceea ca să găsească un prilej. Iar acest Iisuse, Iisuse, iartă-mă, este cel mai bun prilej. Ce sfânt a dat Dumnezeu! Noi nu-l cunoaștem pe Părintele Arsenie Papacioc. Nici eu nu-l cunosc deloc, nu mi-a fost duhovnic ca să îndrăznesc una ca asta. L-am văzut de câteva ori. Dar pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama că Părintele Arsenie e mai viu decât era. Sau poate că am început și mie să-mi bată inima într-un fel de... Îl văd pe Părintele că lucrarea Părintelui Arsenie este atât de mare, atât de vie și atât de folositoare. Ce nădejde extraordinară pe linia duhovnicească a Părintelui Arsenie, că nu vrea toată ziua, bună ziua, vorbe multe. Ci o lucrare tainică în inima ta. Iar acest testament pe care l-a lăsat pe cruce arată că fiecare dintre noi poate să fie în fiecare clipă pe crucea din dreapta. Cu Doamne, pomenește-mă când vei, iartă-mă, Doamne. Acest iartă-mă este o condiție extraordinară. Să știți că și în drept și în sistemul judiciar, judecătorul dă ultimul cuvânt inculpatului. Și să știți că contează foarte, foarte mult, cel puțin în încadrarea sau în pronunțarea sentinței, contează foarte mult pledoaria inculpatului, ultimul cuvânt. Nu știm ce a făcut Iuda, nu știm care a fost ultimul cuvânt al lui Iuda. Iată, Părintele Arsenie are o altă, cu totul altă perspectivă, deși teologia bisericii spune că Iuda, nu, cel rău credincios care s-a dus la iad, care toate lucrurile acestea. Sigur, după postura sa, după poziția sa, da, dar acest Iisuse, iartă-mă, că Iuda n-a crezut să aștepte 3 zile ca să poată cere iertare. 3 zile. Doamne, iartă-mă. Ei, noi avem acest exemplu extraordinar și îl avem pe Părintele Arsenie, că putem să cerem. Și atunci este un moment în care, iată, cuvântul Părintelui Arsenie este cu adevărat testament duhovnicesc pentru fiecare dintre noi. În ultima clipă, Iisuse, Iisuse, iartă-mă. Am rugămintea. Da, întrebări. Am rugămintea după
întrebări și răspunsuri, așa, care sperăm să nu dureze prea mult, să mergem cu toții, să urmăm exemplu domnului doctor Mindea, să mergem la prefectură. Da, de asemenea, aș vrea să vă atrag atenția că există o carte, repetiție la moarte, la domnului Gadarăzăreanu. Nu, da, zis că deja a făcut un păcat. De asemenea, cărțile editate de domnul Cristianu. Dar de ce a făcut alegere greșită? Iar la ieșire o rog pe soția mea, Irina, să vă ofere gratuit o carte cu rugăciuni închinate Mariei Grâncoveanu. O carte care stă și la baza propunerii de canonizare care a fost făcută în 2008 despre Sfântul Sinod. Păi, dar asta este chestiune medicală, nu este chestiune sufletească. Să nu uiți, Irina, de carte, da? Care să... Sunt acolo cărțile cu Maria Grâncoveanu, la ieșire să ofere o ofere lucrată. De ce? Așa, scuzați-mă și vis-a-vis de întrebări, aș da cuvântul, poate vrea domnul Mirel Stănescu sau poate domnul Bușa, dacă e în sală, nu, care au fost ieduși în închisori, dacă vor să ne spună un scurt cuvânt. Domnul Mirel, pe dumneavoastră vă văd, nu știu, domnul Cușa. Domnul Cușa a venit. Legat de tema manifestării de astăzi, suferința, am câteva amintiri pe care aș dori să vi le... Mai tare, vă rog, microfonul mai sus. Pe care aș dori să vi le amintesc. Am trecut și eu prin temnițele comuniste la vârsta de 16 ani și jumătate. Deci suferința, pot spune că am cunoscut-o din plin. Pentru cei care au trecut prin temnițele comuniste, poezia a însemnat o posibilitate de a evada în infernul în care am obligat să trăim. Poate ați auzit de reeducarea prin tortură de la Pitești. Acolo s-a încercat o spălare a creierilor prin cele mai cumplite și barbare metode de inspirație sovietică. Așa cum spuneam, poezia a însemnat o posibilitate de a evada din infernul în care am obligat să trăim. Poeziile erau aduse de cei care veneau din alte temnițe, în special de la Iud, poeții Nichifor Cainic, Radu Giz, Sergiu Mandinescu și alții. Poeziile erau transmise prin morse din celulă în celulă, din alfabet morse adaptat, pe care și astăzi nu trezesc uneori bătându-și. Am să vă spun una din primele poezii care am învățat la Gherla în anul 1958. Poezia se numește Amin. Este scrisă de Sergiu Mandinescu. Deci avea o pană dintr-o aripă de înger și cerneală din bezne, poate atunci mi-ar fi lesne, să mă adun din toate risipirile, să-mi aștern amintirile și să spun tuturor de ce sânger. Era o noapte jefuită de stele, la fereastra nădejdii, zăbrele, la ușa salvării, lăcate, iar frunțile noastre palide luptaseră toate. Când, din mijlocul nostru, a izvânit ca o flacără neagră ura. Focul ei a topit într-o clipă, gând suflet aripă, toate din tot și n-a mai rămas decât zgura. Orașe cumplite sparse rătăcerea, în cioburi de rănete mari cât durerea, țândări din sufletele noastre se ridicau până la cer. Martirii ardeau pe ruguri de ger. Ah, cum și mai colbau ochii istoria, nu-i venea să creadă că în geamătul nostru scrâșnea cloșca și horia, că sufletul nostru de nădejde orfan atârnau nojițele de la ofințele lui Badea Crișan. Amintirea aceasta ca pe roată mă frânge. Pe jos erau risipiți crețarii de sânge, plata atâtor și atâtor păcate. Atât de cumplite au fost suferințele, atât de satanică a fost urgia, că noaptea aceea unii dintre noi și-au pierdut mințele, iar alții și-au pierdut veșnicie. Din cei ce au trecut pe acolo, doar morții trăiesc. Asemenea lui, așiși de reație,
Iată de pildă eu. Umblu, vorbesc, dar viața mea nu-i prietene, decât o moarte vie. Ah, Doamne, iată-mă aici, în ceasul comorilor, sub lespedea grea de patim și chin, îmbrățișând în durere. Aștept arhanghelul zorilor, aștept învierea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mulțumim frumos! Părinte, pot să citesc o poezie? Da. Da? Și încă cum? Cred că Vulcea ține microfon. Haideți că vă ține un microfon. Nu, cred că nu e nevoie, părinte. Nu? Aveți... Am funcționat 43 de ani de învățătoare și trebuie să aude și al 43-lea elev. Am înțeles. Stăm cu mâinile la spate. Fiți calea cumpliniri. Calea cumpliniri ca să-ți fii române. Fă-ți cruce, mulțumește și cânta aleluia creștine. Inima să-ți fie hambar, plină de-a Domnului har. Calea Domnului har, mă întreb iubite vlăstar, lumina e-a Domnului har. El ne-o dă, ne-o dă în dar. Lumina soarelui, el o desface, peste bun și răi, cu muica ne face. Și în ochi lumină ne-a pus, să ne bucurăm nespus. Lumina lui în minte urzește, gândul bun ce ne înnoiește, cu haina lui Hristos împărat, ferindu-ne de păcat. Și în cel mai tainic loc, de unde firul vieții se avântă, acolo a pus lumină de foc, sufletul, minune sfântă. Lumina, lumina e al Domnului har, el ne-o dă, ne-o dă în dar. Menirea ei e desăvârșirea, menirea ei e mântuirea. Din zorii zilei până în seară, mulțumim să-i aducem, nu o cară. Cântarea îngerească să o purtăm în minte și să-l întâmpinem cu sufletul fierbinte. Sfânt, sfânt, sfânt pentru cei de sus și pe pământ sfânt din zori la apus. Cântarea îngerească să-i aducem mereu Dumnezeului veșnic, al tău și al meu. Calea cu împlinire ca să-ți fie române, fă-ți cruce și cântă aleluia creștine. Nu călca legile sfinte și lumina lui o să te alinte. Facem rugăciunea? Haideți să facem rugăciunea de încheiere. Dacă nu aveți o întrebare sau mai multe pentru invitați, atunci... Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără sicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim. Vă mulțumim, doamna doctor, pentru toată dragostea cu